Salutare, prieteni! Astăzi vom vorbi despre cum să facem distinție între opinii și fapte în știri. Aceasta este o abilitate necesară pentru a vă dezvolta spiritul critic față de informațiile pe care le consumați zilnic. În zilele noastre, consumăm multe știri din diferite surse și uneori este greu să știm care dintre ele sunt bazate pe opinii și care pe fapte. Haideți să vedem cum putem distinge una de cealaltă. Iată câteva modalități de a distinge între opinii și fapte. Acestea sunt informații dovedite care pot fi verificate. De exemplu, rezultatele oficiale ale unor alegeri. Opinii. Acestea sunt judecăți, estimări sau presupuneri despre evenimente. De exemplu, acest partid va câștiga alegerile sau rata inflației va scădea anul acesta. Când citiți știrile, fiți atenți la titlul și conținut. Faptele sunt adesea prezentate pe un ton neutru. Astăzi a avut loc ședința plenară a Parlamentului sau cursul valutar oficial de astăzi. În schimb, opiniile pot conține titluri cu impact emoțional sau fraze subiective. De exemplu, politicianul consideră că o nouă lege va fi primită sau se crede că situația politică va fi schimbată în curând. Dacă aveți îndoieli, încercați să găsiți confirmarea faptelor din surse oficiale sau instituții medii alternative, inclusiv prin intermediul motoarelor de căutare precum Google sau Bing. Fiți atenți și critici față de informațiile pe care le primiți.